Cândva scria versuri după muzica celor de la Phoenix, trupa Phoenix, și așa a ieșit printre altele albumul Canta Fabule. Mai nou scrie versuri după ilustrații, după desene, și așa a ieșit albumul Tandem. Vorbesc desigur despre poetul Șerban Foarță. Iar când am spus albumul Tandem, care este acest volum, n-am bătut prea mult câmpii. El pare un volum și este un volum de poezie, dar e mai degrabă un album. În cazul unui volum de poezie, mai întâi avem poeziile care sunt ulterior ilustrate de un ilustrator. De data asta, lucrurile au stat exact pe dos. Adică desenele lui Tudor Banuș au fost ilustrate de poeziile lui Șerban Foarță. Tot jocul acesta a început în revista Observator Cultural, care publica săptămânal câte un desen și câte o poezie, și toate acestea au fost strânse în acest volum, intitulat Tandem, și a apărut la editura Casa Radio. Acest volum are în plus și două CD-uri, două albume audio, cu poeziile din volum în lectura lui Șerban Foarță. În acest volum se întâlnesc doi mari artiști. Pe de o parte, Tudor Banuș, care, în paranteză fie spus, este fiul poetei Maria Banuș și e stabilit din 1973 la Paris și e foarte apreciat de străini. Pe de altă parte, Șerban Foarță, care este, și nu mă feresc să spun asta, unul dintre cei mai importanți poeți români în viață. Ovidiu Șimonca, redactorul șef al revistei Observator Cultural, în postfața acestui volum, scrie și el despre miracolul întâlnirii dintre cei doi și despre cum au colaborat unul de la Paris, altul din Timișoara. Această carte este o primă versiune, o ediție princeps a prieteniei într-o cuvânt și desen dintre Tudor Banuș și Șerban Foarță. Ce se întâmplă la Observator Cultural de vreo 2 ani încoace, pe ultima pagină, ține de miracol. Un artist plastic, aflat în majoritatea timpului la Paris, trimite către Timișoara pe e-mail mai multe desene, însoțite de câte un titlu provizoriu. La Timișoara, în alambicurile lui Șerban Foarță, desenul începe să vorbească. E o poveste, e o șaradă, e o formă de recreare a desenului, e o contopire a cuvântului cu desenul. Interesant e că amândoi sunt artiști manieriști. Bineînțeles, nu folosesc termenul acesta în sens peiorativ, așa cum e când spui despre un artist că s-a manierizat, ci în sensul curentului artistic, curentului cultural, manierismul. Manierismul este limba comună pe care o vorbesc cei doi, locul în care se întâlnesc. Întâlnim în acest volum o întreagă galerie de personaje ciudate, personaje monstruoase, parvenite dintr-o altă lume sau par coborâte din coșmar. Dar dacă stai să te uiți la ele mai atent și citești și versurile care le însoțesc, îți dai seama că de fapt sunt personaje din lumea noastră, din România de astăzi. Adică o să găsești foarte bine animalul politic, masculul de afaceri sau pipița internaută. Webgirl începe cu aront și de-ar avea păr ar fi blond. Atu-i maxim însă e că ea e un triplu dublu V, nu că aduce cu un velociraptor colorat ca orice găină jumulită în yellow. Ea are antene și roaje, contoare, piercing, tatuaje, nickname hispan, Maria Juana, pentru că oricărei mahorce va să-i prefere marihuana. Veți găsi în acest volum mult joc, multă inteligență, desigur, mult talent și destule aluzii culturale, dar nu numai culturale, și din lumea mult prea neculturală care ne înconjoară. În loc să deschideți televizorul, mai bine deschideți această carte și vi se va perinda prin față același bestiar. Numai că, de data aceasta, cu adevărata lui înfățișare.